Picioarele puțin mai îndepărtate la nivelul umerilor. Da? Atenție, vă rog frumos, tempourile diferențiate, da? Și. La nivelul solului. Cu impuls. Schimbăm tempo-ul. Fiecare generație are cel puțin un film definitoriu pentru copilărie. Generația cu cheia de gât din România se gândește cu mare dragoste la filmul Veronica. Amintiri din copilărie. Veronica, mama, au un numitor comun. Extraordinara regizoare Elisabeta Bostan. Mai târziu, în anul 1990, copiii au adorat-o pe campioana în filmul cu același nume dăruit publicului tot de doamna Elisabeta Bostan. Aici începe povestea noastră de azi, de fapt, povestea Izabelei Bostan, protagonista filmului Campioana, a cărei viață este în continuare sub semnul excelenței. O secție de performanță. De gimnastică? Da! Pentru tine? Da! De ce nu te trimit părinții tăi la Onești sau la Deva sau la Iași sau la Ploiești? Sunt școli foarte bune, școli interne. De ce nu te trimit? E, fiindcă n-au încredere în talentul meu. E? Păi, tu știi că ești bătrână? Ești o babă. Nu, nu râde. Pentru performanță ar fi trebuit mai... Știi să rabzi? Da, știu. De ciudă. De umilință. De invidie. Știi? Da. O să faci bătături în palme. Și ce dacă? O să-mi pun mănuși. Dar înghețată am voie? Nu, n-ai voie înghețată. Știi că n-ai voie să te alinți? Ca orice copil, să treci prin fața cofetăriei și să-ți lase gura apă și să nu poți intra înăuntru. Poți tu asta? Pot. Bravo. Și când e soare afară și toți ceilalți copii se joacă, tu să stai în sală tot timpul și să muncești. Poți tu asta? Da. Rabzi? Mhm.
Precis? Da. Sus, bazinul. Și unu. Și faci și tu plieu cu deplasarea. Au. Și ai. Și dai brațul. Vedeți cât e de greu să ne facem sincron? Izabela Bostan este regizor, coregraf de teatru și film și lector universitar doctor în cadrul Catedrei de Actorie a UNATC Ile Caragiale București. Are un masterat în specialitatea Estetica filmului și a publicității audiovizuale și a susținut teza de doctorat cu lucrarea Valențele filmului muzical american. A lucrat de asemenea ca director de casting pentru mari companii de film. Ca profesor pedagog, a susținut workshop-uri precum Dansul și filmul muzical american, Conștientizare corporală și dans, Corpul, instrumentul actorului, Atelier de conștientizare, antrenament fizic și improvizație pe mișcare. Cum începe povestea campioanei Izabela Bostan? Wow, da. Începe de la 7 ani, de la Deva, când prima mea familie m-a lăsat acolo. Eu sunt din Hunedoara și treptat am ajuns în lotul de junioare după 6 ani și la un moment dat a venit o doamnă de la București în 89. Și ni s-a spus că trebuie să dăm foarte bine la oameni, la invitații. Numai că noi venisem după un cantonament cumplit de greu pe Tâmpa și efectiv bârna ne tremura sub picioare, că așa e dacă faci antrenament altfel, fără bârnă, fără asta, o săptămână sau două, efectiv îți tremură de sub picioare bârna și noi trebuia să dăm foarte bine. Și noi ne-am străduit. Doamna asta 2 săptămâni, n-a zis nimic. Pe urmă, după 2 săptămâni, a coborât de la etaj, că stătea sus la etaj, și a coborât printre noi. Și eu am râs la un moment dat că am făcut o boacănă, mi-am răsucit glezna și de atunci am zis, da, tocmai acum. Și am râs. Ceea ce mai târziu am aflat că și datorită acestui râs i-am declanșat Elisabetei Bostan interesul. Ce râs frumos, știți? Da. Și de acolo am făcut un casting și castingul a fost așa, că trebuia să intrăm pe ușa, trebuia să scriem o scrisoare, să privim afară pe geam, să plângem, să râdem și, logic, să facem gimnastică. Și cam asta a fost. Și ulterior, în februarie, a fost prima zi de filmare. Vorbim despre filmul Campioana, în care ai fost protagonistă, da. Ai fost star în acel film și aveai câți ani? 11 ani jumate, 12 ani jumate. În 89. În 89, da. Elisabeta Bostan a făcut casting, am înțeles mai târziu, în toată țara, ca să aleagă gimnasta care va reprezenta, va fi protagonista filmului. Și ultima școală a venit la noi. Nu eram eu prima. A fost o altă colegă de-a mea, foarte bună, extraordinară, era în lotul olimpic. Și nu i s-a dat voie de către federație ca să fie ea în rolul principal, pentru că ar fi renunțat cum ar veni la gimnastică. Și atunci s-a reorientat pentru fetele de vârsta mai mică și așa, după acel casting, am fost luată eu și colega mea, Alina Izvorean. Și așa că prima filmare a fost în București, primăvara, foarte, foarte frumos, și a doua, când ne-am văzut antrenorii, am început să zicem, wow, ce interesant, ce frumos, wow, dar ce e asta?
Și i-am văzut pe Diaconu, pe George Mihăiță, pe Carmen Galin. Wow, și noi eram foarte, wow, ce frumos, dar cum e cu filmul? Noi nu știam ce înseamnă film, doar vedeam foarte rar filme, că n-aveam când. Și ce să spun, că pentru noi a fost foarte uluitor, bucurie mare, foarte așa, ne uitam la toată echipa, la doamna blondă, am aflat pe urmă că îi se spunea doamna Zizi. Și treptat a intrat în viața noastră foarte frumos, ne-a schimbat efectiv viața și structura lucrului în acel an, pentru că a face un film e foarte greu, dar mai ales că noi în vară am filmat vreo 3 luni de zile la Deva și prin Baia Mare și Ploiești și în mai multe zone. Tot anul s-a tot filmat, că am avut și iarna și așa mai departe. Haideți să spunem pentru cei care poate nu au apucat să vadă filmul, da, Campioana, care era subiectul filmului? Cum ajunge o fetiță să ajungă campioană și prin câte trece și ce înseamnă să devii o campioană? Munca, deznădejdea, accidentările și foarte multă muncă și sacrificiu. Despre asta e vorba. Dar producătorul nostru canadian, Rock Demers, i-a propus doamna Elisabeta Bostan, am aflat mai târziu, să nu arate duritatea efectivă a acestui sport, ci frumusețea lui. Dramele nu le interesau. Există enorm de multe drame și numai prin sacrificii cumplite au ajuns marile campioane ale lumii. Să ne mândrim cu ele și noi știm prin câte au trecut. Dar cu atât mai mult sunt de admirat că au reușit. Iar doamna Elisabeta Bostan a reușit să combine foarte fin duritatea acestui sport și frumusețea și eleganța acestui sport. A făcut un film artistic, nu a făcut un documentar. Noi ziceam, dar nu e tocmai adevărul adevărat. Și producătorul Claire a zis, atunci trebuie să îl facem mai luminos, ca să atragem lumea, să vadă filmul și să vadă această lume a gimnasticii mult mai plăcut, mai ușor, ca și noi la rândul nostru să putem să le influențăm puțin traiectoria în viața celorlalți copii care ar fi dorit sau doresc să facă sportul acesta. Campioana, da, a fost un mare succes. Tu ai devenit star, da, pentru că aveai rolul principal și în aceeași măsură viața ta s-a schimbat nu numai ca prezență într-un film fiind actor copil, ci a urmat o altă schimbare esențială în viața ta. Un punct de cotitură este acest film în viața mea. Dumnezeu așa a zis. Și este o minune. Întâlnirea mea cu Elisabeta Bostan este chiar o minune, că pe la jumătatea filmului, într-o pauză de filmare, mi-a propus să devin fiica ei. Și din acel moment, wow, traiectoria vieții mele s-a schimbat și am zis, sigur că da, dar după un timp. Și am zis, pentru cât timp? Pentru totdeauna. Și așa am devenit în 90, am venit în București și de aici am avut premiera în țară și în străinătate. Premierele și premiile filmului sunt nenumărate și pentru regie și pentru actorie. Și am fost în Canada, în Montreal și Quebec să prezentăm filmul Campioana la Rock Demers acasă. Toată lumea ne spunea pe drum, la șampion, la șampion, ceea ce era mare lucru, că noi zilnic dădeam interviuri la televiziune, la radio, tot timpul aveam shooting-uri și să prezentăm filmul peste tot. A avut un mare succes în toată lumea, după ce s-a dat în Taipei filmul, un festival, a avut Taipei, festivalul era așa, cele mai bune filme din acel an de peste tot din lume. Și toată lumea s-a aplaudă, 1000 și de persoane în picioare s-a aplaudă, wow, a fost o experiență uluitoare, mai ales că erau și copii, dar erau și adulți. În Italia, la Gifone, în Zlin, asta, în Cairo, au fost foarte mulți copii
în Franța, da? Era cu totul altceva. Toată lumea era Corina, Corina, Corina. Ceea ce era wow, tulburător. Dar, ulterior, mergând festivaluri în afară, acasă, tot timpul făcând așa, am venit la liceul de coreografie, aici în București, la Florea Capsal, i-am terminat în 96, pe urmă am dat aici la un ATC, la coreografie. Și am terminat și facultatea și masteratul în film și postuniversitarul în film și, logic, doctoratul în film pe coreografie în filmul muzical. Aceasta a fost tema. Trăind în lumea filmului alături de Elisabeta Bostan, nu ai ocolit această provocare? Nu, eu, din contră, odată ce a intrat în viața noastră microbul din Campioana cu echipa, efectiv, e foarte greu de scos. Eu am vrut prima oară să fac regie după terminarea liceului și ar fi trebuit să-mi fie profesor. Și mi-a zis, nu, ai nevoie încă de un timp, că știți că la regie se zice că trebuie să fii mai copt ca să... Dar colegii mei de liceu și alții aveau vârsta mea. E bine, și n-am mai făcut regie. În schimb, făceam acasă, știam tot ce înseamnă că... Na. Așa. Maestru era acasă. Da, dar nu numai, veneam la cursurile mamei la facultate. Sunt mari regizori acum la care eu mergeam și asistam și vedeam și mă bucuram și asistam la cursurile lor și mă bucuram că pot să învăț. Drumul până la Vaiot Zor străbate Armenia printr-un teritoriu aproape de granița cu Azerbaidjanul. Noravang. Noua mănăstire, în traducere liberă, este o construcție de piatră așezată la 120 de kilometri de Erevan. După ce trecem printr-o zonă de munți nu foarte înalți, se ajunge într-un superb defileu realizat de râul Amagu. Ne îndreptăm înspre una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Armenia și din întreaga lume. O mănăstire născută dintr-o superbă combinație între știință pură și dragoste. În calitate de regizor și coregizor, Izabela Bostan a realizat filmele documentare Armenopolis, Suflet armenesc, Recunoaște 1915, Noravang între legendă și realitate, Hagi Gadar, Regăsirea speranței, Ajunul sărbătorilor în Lerești. Multe dintre aceste filme, al căror producător a fost doamna Elisabeta Bostan, au obținut și o importantă recunoaștere internațională. Să vorbim puțin despre filmele tale, că sunt câteva și chiar premiate. Da, mulțumesc! Am terminat masteratul, am terminat postuniversitarul în film și m-a atras întotdeauna filmul. Dar ulterior am avut copii cu facultatea, cu una, cu alta. Eram și director de casting, am fost ulterior. Am o destul de amplă activitate. Da, cam în multe domenii, dar care se leagă într-un anumit fel, artistice. Și am zis la un moment dat că ce-ar fi dacă am face un film la ideea mamei despre Gherla, pentru că fostul meu soț era armean și am aflat că orașul Gherla este efectiv făcut de armeni. Și așa am început noi să descoperim această lume armenească și împreună cu fostul meu soț și mama, că mama a dat banii. A fost producător? Producător, sigur că da. Ne-am dus și am făcut vreo 4 filme pentru Uniunea Armenilor din România. Și anume, Armenopolis, Suflet armenesc, Noravang, între legendă și realitate, Hagi Gadar, Regăsirea speranței. Iar eu, ulterior, am semnat singură filmul documentar Sărbători în Lerești. Da? Și acum am mai făcut unul, se numește Paul Mecet, despre un pictor foarte, foarte talentat.
Și 1, 2, 3, jos. Și 1, 2, 3, sus. Și 1. A fost mai bine. Bravo! Bravo! Tempoul a fost diferit. Hai să încercăm o diagonală cu ce am făcut astăzi. În anul 2014, Isabella Bostan a publicat volumul Filmul muzical american între strălucire și profunzime, o carte după lucrarea sa de doctorat. Predau din 2000, deci 21 de ani, și prin mâna mea, să zic așa, au trecut nenumărați actuale actori, celebri deja, alții în devenire. Am deja cam 2000 de studenți care au trecut prin mâna mea, actorie și actorie păpuși. Mânuitor de păpuși. Ce înseamnă acest tip de cursuri pentru viitorii actori? Să spunem puțin pentru cei care nu sunt familiarizați cu tema. În primul rând dezvoltăm imaginația, dezvoltăm atenția distributivă, încrederea în tine și în partener, ca să dovedești ție în primul rând că poți și pe urmă să ai încredere în partenerul tău scenic, ca să ai un dialog constructiv și să nu ne limităm doar la câteva genuri de dans și să explorăm cât mai mult minunatul nostru corp, care este o știință efectivă de a-l descoperi pe fiecare în parte. Tempo-ul, te rog frumos, propune. Și... sunt noile generații de actori? Noile generații de actori sunt minunați. Trebuie să ai mai multă răbdare cu ei, pentru că din cauza acestor gadgeturi, atenția lor este mai difuză, mai în toate părțile și trebuie să-i focusezi, dar au o imaginație debordantă. Au o viață susținut așa în tot ce wow, știți? Trebuie, e adevărat, după părerea mea, pentru că o viață am lucrat și știu, disciplina e foarte corectă și foarte binevenită și peste să venim cu explozia aceasta de energie și de corectitudine în spațiu și în scenă și ca text coreografic sau dramaturgic expus. Pentru că dacă nu ții cont și de disciplină și de creație, talent, nu poți să le combini foarte bine dacă nu ții cont de amândouă părțile la fel. Să aibă importanță. Și atunci trebuie să-i aduci la un numitor comun, să-și cunoască treptat corpul, gândurile și cum ajungem noi să facem așa și așa. Și ca să nu facem accidente așa, noi trebuie să gândim, să vizualizăm, să conștientizăm și să acționăm, să executăm mișcările. Păi până ajungem să facem ce ați văzut dumneavoastră astăzi, ne-a trebuit un timp și încă mai avem mult de lucru. Adică intenția există, dorința există, trebuie să aduci și la un numitor comun o grupă de 15-20 de persoane, pentru că fiecare dintre noi, în primul rând, sunt tineri, în al doilea rând au energie, în al treilea rând fiecare vine cu un limbaj propriu și e foarte bine, dar trebuie să ne cunoaștem mai bine și corpul și noi între noi. Încercăm să facem prizele, da? Prizele, prima grupă de băieți, vreo... Cât suntem? 4-5? Câți? Nu astăzi, acum. 5 băieți, 5 fete. În sală, nu cu alergare, de pe fix. Pe fix. Mai apropiați, vă rog. Ia-ți o parteneră, te rog. Una dintre fete. Îi învăț cum am învățat și eu la gimnastică și la balet întotdeauna. Concentrarea eficientă, respirație, autoanaliză corectă, nu destructivă și foarte, foarte atent. Și de aici
începe arta. Fără aceste nuanțe, pot să lucrez la un moment dat. Dar nu ține la nesfârșit, adică nu ține tot timpul sus ștacheta. Poți să ai accidentări sau poți să nu mai poți să cânt sau să, eu știu, să ceva. Da, dozajul, echilibrul... Dozajul, echilibrul în acest domeniu e foarte important, dozajul și, într-adevăr, consistența. Calitatea mișcării, calitatea efectivă a actului artistic. Care sunt provocările atunci când porți un nume consacrat în această breazlă? Breazlă cu multe orgolii. Eu sunt onorată să port un astfel de nume. Că a avut mama încredere în mine, ca eu să fiu fata. Și ce să zic? Da, este o muncă în permanență, o bucurie de a face mama de râs. Logic, mă străduiesc, nu știu cât reușesc, dar totuși sper că am reușit până acum să nu fac de rușine. E o muncă foarte frumoasă, îmi place. Mama uneori zice, dar nu era mai bine să rămâi la Deva? Și am zis, mama dragă, tu ești un om extraordinar, tu ești îngerul meu, deci Dumnezeu ne-a adus împreună, nu mai zi așa. Spune uneori că aș fi rămas campioană, da, aș fi mers mai departe. Și a zis, da, dar eu vreau familie, eu vreau sufletul tău, eu vreau cu tine. De asta am plecat, că asta mi-ai oferit, asta, de asta aveam nevoie. De aceea ne-am întâlnit și de aceea am făcut acest film minunat, de aceea suntem împreună. Și mi se pare logic să vreau mai mult. Și să vreau întotdeauna mai bine, mai frumos și mai bine. Uitați-vă la partener. 2, 3 și... Și jos, susține, pliem, da? 2. E aruncare și prindere, da? 2, 3, susțineți-vă. Și, ha! Prea departe ești de el? Și plie. Asta-i. Respirați puțin, picioarele mai îndepărtate, vă rog, Nichi. Care au fost cele mai importante sfaturi venite de la regizoarea Elisabeta Bostan și de la mama Elisabeta Bostan? Unul dintre sfaturile esențiale de-a lungul vieții și mai ales la început a fost acela. Să nu mi-o iau în cap pentru că am luat premii internaționale pentru interpretare. Și eu i-am zis efectiv foarte clar. Mamă, e ca și la fiecare concurs. Primești premiul? Da, bine. Nu, la revedere. Muncești în continuare ca să obții altele. Astea vin și pleacă. Și ai, vezi ce tot zic de picior? Anvelope, ești de aici, întinzi, nu le aduci. Ha, nu-mi dă-i genunchi. Care este visul Izabelei Bostan acum? Visez nu numai de acum, visez de vreo 20 de ani să am școala mea proprie de dans. Mi s-a propus de foarte mult timp, dar... Având o viață foarte tumultoasă cu de toate, efectiv nu am avut timp. S-ar putea să reușesc în viitorul apropiat, cine știe. Ce visez? Visez să avem oameni buni lângă noi, oameni deschiși la suflet, oameni care doresc să facă ceva bun și frumos, oameni care doresc să evolueze. Pentru că e foarte grea viața din ziua de astăzi. Și atunci, pe mine, Dumnezeu m-a ajutat să am un gând pozitiv. Chiar dacă mi-a fost greu, mi-a fost foarte greu, dar pozitivitatea gândului a mers mai departe și am reușit să fiu astăzi cine sunt. Logic, susținută de mama, susținută de familie, dar și eu am căderile mele. Dar nu te-ai lăsat. Ca și la gimnască, ne ridicăm, zâmbim și continuăm. Astăzi am învățat reveransul de secol XIX. Atenție! Și 1, 2, 3, 4. Bună ziua! Bună ziua! 5, 6, 7, 8. Bună ziua! Sunteți o dulceață!
foarte drăguț. Bravo, bravo, bravo. Să ne vedem la examen. Vă doresc tuturor un an liniștit, un an în care să ne regăsim pe noi, să putem să-i ajutăm pe oamenii care au nevoie, printr-un sfat bun, printr-o mângâiere, și să punem gânduri bune în sufletul nostru, pentru că altfel nu vom reuși să depășim aceste grele momente prin care trecem. Dacă avem credință, vom avea și putință. La mulți ani cu multă, multă sănătate și bucurii! La mulți ani, sărbători fericite și toate dorințele să vi se împlinească!